A fost nevoie să fie ucis un polițist pentru ca autoritățile să ia niște măsuri concrete pentru a-i proteja pe angajații Ministerului de Interne. Premierul Mihai Tudose a luat însă o decizie prin care aceștia să nu mai cadă vreodată victimele unor dezaxați. În consecință, de acum înainte, echipele de patrulare vor fi formate din 4 oameni, 2 polițiști și 2 jandarmi. Maria Toader, colega mea, este acum la Palatul Victoria și ne spune mai multe. Bună ziua, Maria, ce a mai decis premierul? Bun găsit! În momentul de față, după întâlnirile care au avut astăzi loc atât la Ministerul de Interne cât și aici la Palatul Victoria cu reprezentanții sindicatelor din domeniul ordinii publice, s-a decis cât se poate declar că se caută surse de finanțare atât la Ministerul Finanțelor Publice, dar și soluții la Ministerul Muncii, astfel încât în perioada următoare să fie încadrați foarte mulți polițiști, minimum 4.000 de oameni în următoarea perioadă și este necesar chiar de 20.000 de polițiști, astfel încât aceste patrule să fie compuse din 4 polițiști. Mai mult decât atât, se caută surse de finanțare și pentru majorări salariale în acest domeniu, după ce în luna iulie au fost aplicate deja majorări pentru cei din domeniul armatei, minimum 2%, spunea unul dintre reprezentanții sindicatelor polițiștilor, și maximum chiar și 20% ar fi luat în calcul de executiv. Nu în ultimul rând, explica premierul Mihai Tudose, s-a venit și cu o idee foarte bună în ceea ce privește absolvenții Academiei de Poliție, ei să fie încadrați deja, chiar dacă nu au terminat studiile, astfel încât să fie acoperit deficitul de personal actual. Mulțumim pentru informații, Maria!